Ziua națională a României a fost marcată în municipiul Călăraș prin manifestări militare și religioase. Evenimentul a avut loc la Monumentul Eroilor, amplasat în intersecția de la Orizont. Parada Gărzii de Onoare și a tehnicii militare de intervenție a fost pe placul sutelor de călărășeni prezenți în număr mare la sărbătoarea națională. La finalul manifestărilor, Primăria Municipiului Călăraș, prin Direcția de Asistență Socială, a servit în Piața Big peste 1000 de porții de fasole cu afumătură. Stimați invitați, onorată asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Ziei Naționale a României. Detașamente Valmiet, detașamente Vrept, detașamente pentru înainte prezentați, arun! Detașamente, veți? Pe loc repaus. Ceremonialul începe cu intonarea imnului național al României. Detașamente, drept! Și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite-i trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor, și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru armata iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Aniște rog, nepremiși cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, și stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îngălșugare l-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și cu unea Dumnezeu îți aducem dofrocie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor. O stăruință de rugăție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca o tămâie cu bun miros bine primită să fie, pentru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale. Și ca un îndurat în minte totdeauna robilor tăi, mila ta cea bogată, ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Izbăvește biserica ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, dăruind întregului tău popor lungime de zile fără de păcat, sănătate și propășire în toate virtuțile creștine, ne rugăm ție, a tot îndurate împărate, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, stăpâne, milostivi nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, ca milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și la toată milostivirea cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște romi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile care au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciune robilor tăi și cu milostivire, ea învrenicită a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrenicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tare binefacele împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, conducătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întăresc popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor
Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă, Doamne, ostașilor noștri, vitejia cea sfântă izvorâtă din dragostea cea către Dumnezeu, către aproapele și cea către țară, iar pe noi pe toți, întrenicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe păuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra zării acesteia în care se preamărește numele Tău cel Sfânt și ne îndărnicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să scântăm Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Invit la microfon pe prefectul județului Călăraș, domnul Valentin Barbu, să prezinte mesajul cu ocazia Zilei Naționale a României. În 1 decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român drept ziua triumfului idealului național, unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și reușită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Voința exprimată la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia a desăvârșit în mod democratic unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Pentru că, dragi români, doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Știu că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri pe care îi cinstim cu luarea minte. Ne onorăm trecutul cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă o pildă pentru fiecare dintre noi. Să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper. Dragi români, de ziua noastră națională, pe data de 1 decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim împreună, timp de un minut, la eroii neamului românesc care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de conjunctură, indiferent de opțiunile politice. Vom trece cu bine peste aceste grele încercări, la mai bine de un secol de la unirea tuturor românilor, având în suflet și în inimă reușita extraordinară a înaintașilor noștri. Prin determinare, unitate și sacrificii au oferit sens vieții lor atunci
și viitorului nostru astăzi. La mulți ani, dragi români, trăiască România, semnează Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României. Clopot de cântândre întregirea și sufletul ia foc în căpătari. 1 decembrie neunirea și strălucirea României mari. Mihai Viteazul intră în catedrală și are harta Daciei în mâini. Întrând sub grevista se răscoară și apoi pe vatra lui se nasc români. Cât flamura roșcarben-albastră ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulia în Ardeal. Și iar începe clopotul să bată și se încerează sutele de ani. În osul nației se aude o roată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar Alba Iulia în flancul, pe care ardem și ne batem toți, când despre Apuseni răsare iangul, ca un Iisus Hristos cu chip de... Dar e un an care nici când nu trece, un an pe care în veci îl vom dori. 1918, al nostru an de fiecare zi, de fie el de-a purul an nou în lupta cu problemele de azi. Cântăm din Alba Iulia pe retregitorul cel viteaz. Ajută-l, Doamne, pe români, i-ai tu povara grea din spate, din veacuri lungi de suferinți, la liliman din nou îl scoate. Ajută-l, Doamne, că e bun și înțelept, poet și faul, sub crusta lui de aspre griji, el are o inimă de aur. Ajută-l, Doamne, că-și din veac, nădejdea lui e doar la tine, istoria l-a răstignit și a răspuns cu rău la bine. Ajută-l, Doamne, pe român, când mari primejdiara scapă, pe sine să se regăsească, de griji, tristeți, nevoi, îl scapă. Ajută-l, Doamne, pe român, iei tu povara grea din spate, din vești, din veacuri lungi de suferinți, la liliman din nou îl scoate. La mulți ani, români, la mulți ani, România! La mulți ani, prieteni, la mulți ani, români! Fie ca anul care vine să aducă un mândru soare, să deschidă o nouă cale spre mari fapte roditoare pentru neamul românesc! La mulți ani, România! La mulți ani, români! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
mulțumim pentru programul oferit. În continuare, invit reprezentanții instituțiilor să participe la depunerea de coroane de flori la monumentul eroilor.
moment reprezintă onorul la ziua neapărțirea Ministerului Apărării Naționale. Thank you.
pentru defilare, cu onorul spre dreapta, înainte, marș!
ceremonialul organizat cu Muzeul și Muzeul Național al României, Saint-Pierre. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună! Extrem mulțumesc!